Bună dimineața doamnelor și domnilor, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu. Bitcoin pare că dă semne de revenire, așa pare. Uh, Într-adevăr are de dat niște examene, mă uit pe indicatori, pe grafice, pe 12 ore și pe daily și pot să vă zic așa, chiar acum este la o rezistență, 20 moving average pe 12 ore, uh, urmează 50 moving average la 27.500 și... 200 moving average, 28.400. Oricum în zona asta 28.000 sunt cam toate zonele de rezistență majoră pentru Bitcoin. Uh, în ultima perioadă m-am uitat pe internet și am văzut foarte multe discuții legate și de Binance. Foarte mulți oameni care, mai ales în afară, care prevestesc dezastre. Din punctul meu de vedere, dacă binance ar pica acum, chiar ar fi dezastru, ar fi stop joc pentru cripto. Pentru că, prin comparație, Coinbase-ul, cel mai mare exchange american, are undeva la 10% din volumul Binance. Da? Iar complicațiile ar fi imposibil de calculat în momentul de față. Binance-ul ca platformă, ca servicii, sunt un exemplu da? de dezvoltare. Ok, ca orice companie sunt părți proaste. Clar, nu despre asta discut. Dar când ne uităm la platforma lor, la tehnologia lor, la uh, multitudinea de servicii pe care o oferă, clar putem spune că Binance-ul este un ambasador strălucit pentru piața cripto. În rest, de părțile bune nu ne băgăm să discutăm, nu asta e ideea. Um, revenim la Bitcoin, dimineața asta mă uitam la o postare a lui MM Crypto. Am și dat retweet și comentat uh, la mine pe. Uh, Twitter, dacă nu sunteți abonați, vă invit să o faceți. Hai să vedeți ce e acolo. Bun, asta este postarea lui Crypto de astăzi. Uh, sonorul nu e cine știe. The part da? The Se aude încet. I now opted. <laughs> Basically just now. Bitcoin. Bitcoin. MicroStrategy. Micro 4-5 mine de cripto companii petroliere și uh, companii care produc uh, mine de aur, da? Asta este postarea făcută cu un tip care deține o avere estimată la 13,8 miliarde de dolari. Practic, domnul își începe narrativa investițiilor pe care le-a făcut cu Bitcoin, da? Spune că a investit în Bitcoin, da? Atenție, avere 13,8 miliarde de dolari a investit în microstrategii care culmea în ce investește în Bitcoin, a investit în companii care minează Bitcoin, da, deci trei investiții care au legătură cu Bitcoin, a mai investit în companii petroliere, da, culmea, culmea, nu? <gântu -i> când a apărut BRICS-ul, când lucrurile se complică, când rezervele americane de petrol, nu unii zic că nu mai sunt așa cum erau odată, da? Uh, și în uh, companii care în mine de aur. De ce crezi că vorbeam și eu zilele astea de aur? De ce aur aurul investiție? Întotdeauna în situații de criză și înaintea unor recesiuni. Pentru că dacă ne uităm la S&P, dacă ne uităm la Nasdaq 100, nu trebuie să fii geniu să-ți dai seama, bă, balea sunt super umflate. Da? Și la un moment dat vine o corecție serioasă. Da? Iar o corecție serioasă pe Nasdaq și pe S&P 500 nu cred că rămâne fără eco în uh, niciun univers financiar de pe planeta asta. da? Deci, față de mulți ani în urmă, când nu exista YouTube sau nu existau canale de informare, când nu puteai să urmărești pe blockchain bă, cât de țin uh, balenele sau nu știu ce, da? Uh, acum totul e transparent. Vezi oamenii care spun clar... BlackRock, Vanguard, ăia, ăia. Bitcoinul la 25 și acum unii făceau o discuție că dacă se duce la 19.000 și dacă se duce la 19.000 și n-ai bani, eu o tristețe. Înțelegi? Adică, mamă, ce mega trader și ce mega creier ești că anticipezi că o să se ducă la 19.000 și dacă lucrul să se întâmplă, ce? O să-ți dea ceva o cupă? Ideea următoarea că Populație, dacă Bitcoin s-ar fi dus sau se duce la 19.000 și nu avem bani să cumpărăm, ai o tragedie, nu mergem să-l premiem pe un analist că a anticipat treaba asta. Dacă Bitcoin nu s-ar duce în zona asta, 20.000, păi toate balenele, toți băieții ăștia cu miliarde în portofoliu, cumpără de câți bani au lichiditate. Da? Deci lucrurile sunt clare. Sunt clare. Cine nu are răbdare să joace joc ăsta? Cripto poate să facă altceva, să investească imobiliare acum când nu mai investește nimeni, să, nu știu, să se ducă la casino. Dar cine vrea să se educe, cine vrea să înțeleagă, băi, o chestie de 2 ani maxim, da? în care vom avea mama și tata bull market în care putem să vedem Bitcoin la 150.000, la 180.000, depinde de nebunie. Dacă acum oamenii nu se îngrămădesc să cumpere la 26.000, o să vedeți ce o să fie peste 100 de mii. Coadă. Toată lumea va vorbi de Bitcoin. Toți vor fi investitori în Bitcoin. Și ca să vedeți că nu bat câmpii, da, ia priviți aici. 6 a 9 cu două zile, balena de pe locul 3, care se presupunea că ar fi al lui Rogojin, da? Săracul cumpără din heaven. A cumpărat 167 de Bitcoin, da? Balena de pe locul 7. A cumpărat ieri 521 de Bitcoin, da? Frumos, nu? Sunt nebuni, adică ăștia nu așteptau și să se ducă Bitcoinul ăsta la 19.000? Ce dracu, stâmpiți? N-au ascultat analizele de pe internet? Da? Deci, ăștia de la top s-au țăcănit. Ei au cumpărat acum. N-au avut ce să facă. pe păi, ce fraieri, puteau să aștepte la 19.000. Dragii mei, pe încheiere vă spun așa: cei care înțeleg piața și n-ai cum să nu înțelegi ce urmează, da? și vor face tot ce pot ei să se poziționeze în Bitcoin sau în ce cred ei pentru următorul ciclu, da? vor avea de câștigat. Încă un sfat pe care l-am dat la toate evenimentele. Oameni buni, dacă nu aveți bani atunci când sunt corecții de piață. Pierdeți niște oportunități maj majore. Da? Corecții înseamnă atunci când prețul cum a fost acum. De la 30.000 s-a dus Bitcoin la 25.000. Da? Ce e peste 20% corecție la Bitcoin. Este clar oportunitate. Nu așteptați să cadă 50-70, pentru că asta este o cădere de bear market. Da? Bitcoinul nu cade dintr-o dată 50%. Nu are cum. Și apropo de Bitcoin. Vreau să vă zic așa, împreună cu noi, noștri parteneri, care vom lista pe BitMarket în săptămâna ce urmează, da? vom lansa de Black Friday și pentru luna cadourilor, pentru decembrie, o monedă din aur de 24 de carate, o monedă Bitcoin. Va fi o monedă omagială. Nu va fi cu valoare în Bitcoin, dar va fi cu valoare în aur. Deci va fi aur de 24 de carate. Vom fi unul din primele shopuri care vor deține o monedă oficială făcută la fabrică cu ce trebuie, cu certificări, cu tot tacâmul. În rest, ce să zic, final de săptămână minunat, aveți grijă de voi. Dragilor, acesta este site-ul meu. Dacă vreți să învățați lucruri utile, vă recomand cursul de tranzacționare, curs de 4 ore educațional, unde puteți să învățați la fel de bine să tranzacționați Bitcoin, cât și aur sau argint sau alte materiale sau Apple, Amazon, Tesla, deci zona de bursă. De asemenea, vă recomand să vă abonați la varianta premium a canalului meu de YouTube, unde în fiecare săptămână avem o super analiză, avem un indicator bonus, analizăm atât piața cripto cât și piața bursieră. Iar în rest, vă doresc o zi minunată, aveți grijă de voi, poftă bună la cafea, poftă bună la micul dejun, zi senzațională